Parlamentul European a aprobat crearea unui salariu minim european. Salariul minim european va fi variabil și se va calcula în funcție de salariul mediu pe economie din fiecare stat membru al Uniunii Europene. La ce să ne așteptăm, domnule Oprea, și cu cât vor crește, practic, salariile în România? Eu mă bucur că Partidul Social Democrat a anticipat corect. Știți că am făcut o propunere de creștere a salariului minim pe economie la 3.000 de lei. Dacă ne raportăm la salariul mediu de astăzi pe economie, creșterea ar fi de 500 de lei, în conformitate cu prevederile celor votate de către Parlamentul European, și ar însemna 3.050 de lei. Deci am fost destul de preciși în anticiparea noastră de a necesității de a crește salariul minim pe economie. Mai mult decât atât, PSD a propus, și este o chestiune cu care mergem în coaliție ca și propunere pentru a fi discutată, ca efortul pe care îl face mediul de afaceri pentru a putea crește salariul minim pe economie să fie echilibrat, adică să fie suportat și de către stat și de către antreprenori, în sensul în care 200 de lei să nu fie impozitați. Și atunci credem că ar putea să fie o chestiune corectă în parteneriatul pe care îl avem cu mediul de afaceri, cu cei care generează locuri de muncă în România, astfel încât efortul să fie împărțit. Legislația practic trebuie transpusă și în țara noastră în maximum 2 ani de zile. Eu sper și îmi doresc să fie mai repede. Dacă această soluție pe care a propus-o Partidul Social Democrat este acceptată în coaliție, de creșterea salariului minim pe economie la 3.000 de lei, ar trebui să se întâmple începând cu anul viitor. Să ne înțelegem, vorbim de 3.000 de lei brut. 3.000 de lei brut. Brut. Ordonanța care reglementează și plafonează prețurile la energie a intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate astăzi din Senat. Primele dezbateri au loc în Comisia Economică, unde cei care vor pot depune amendamente. Și se pare că nu sunt puține, pentru că inclusiv Coaliția de Guvernare, Partidul Social Democrat a depus amendamente și aș vrea să le luăm pe rând, dacă sunteți de acord, și să le discutăm astfel încât cei care ne privesc să înțeleagă exact la ce amendamente ne referim. În primul rând, vorbim de prețuri plafonate pentru biserici, Metrorex și industria farma. Cum s-a ajuns la acest amendament și mai ales există deja un acord în coaliție sau este un amendament depus de Partidul Social Democrat înaintea unei dezbateri în coaliție? Cred că ar trebui să începem cu ceea ce este astăzi în ordonanța pe energie, pentru că ea de la publicarea în Monitorul Oficial se aplică. Și trebuie să știe toți consumatorii casnici și industriale, întreprinderile mici și mijlocii din România, că plafoanele au rămas aceleași cu care sunt deja obișnuiți. La energie electrică 0,68 lei pe kilowattoră pentru un consum de până în 100 de kilowattoră, 0,8 pentru un consum de până în 255 de kilowattoră și la gaze avem 0,31 la consumatorul casnic, 0,37 la consumatorul industrial, iar pentru întreprinderi mici și mijlocii a rămas același prag de 1 leu, cu o motivare pentru a deveni mai economi, se decontează 85% din consumul anterior. Vorbeam despre introducerea unui amendament în ceea ce privește Metrorex, bisericile. Nu, sunt niște amendamente care vin din partea Partidului Social Democrat. Am constatat că și partenerii de guvernare au venit cu amendamente similare. Există deja unanimitate, spre exemplu, în a introduce în plafonul de 1 leu, acela care se aplică întreprinderilor mici și mijlocii, și a companiilor care au ca acționariat statul român, dar nu numai ele, și care furnizează utilități în comunitățile locale, cum ar fi companiile de apă. Pentru că acestea au un impact direct asupra bugetelor administrațiilor locale, au un impact direct asupra prețului pe care îl plătește cetățeanul din România la apă și ați văzut că inflația nu ne dă pace deloc și încercăm să ținem costurile și prețul pe care îl plătește cetățeanul din România pentru apă într-o limită suportabilă. Și atunci, pentru acest lucru, trebuie să intre și aceste companii în zona plafonată. Domnule Kelemen, pot să vă mai spun și despre biserici. Credem că
Dacă au fost închise în pandemie 2 ani de zile, nu ar fi corect să fie închise acum din frig sau oamenii care merg la biserică Există să acest stea, să risc? stea, dacă nu își vor putea permite să încălzească măcar un pic biserica, probabil că o parte din oamenii care merg acolo să-și regăsească echilibrul spiritual nu vor mai face acest lucru și nu cred încă este corect.